Vreau să-l salut pe Tașcu Caraman, este fermier din Tulcea, zona de Ovine. Bun găsit, mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi, vă rog, care este situația? Pentru că înțelegem că am văzut multe declarații de la oameni din acest domeniu care spun că mai bine vor vinde la tir decât să mai meargă spre a procesa ceva sau spre a vinde de pași, pentru că nu e profitabil. Da, vă spun adevărul că sunt mereu în câmpul muncii în ceea ce privește piața mielului, atât la export cât și pe piața internă. Deci mielul anul acesta la export a suferit mari probleme prin faptul că piața arabă nu mai absorbe cum a absorbit odată acest produs românesc. Însă prețurile au scăzut vertiginos în piața arabă. Am impresia că nici acolo nu prea au bani pe piață și consumurile s-au redus și pe la dumnealor. Dacă acum de Ramadan, de sărbătoarea lor, nu consumă la nivelurile care se consumă altădată, pe viitor prețurile vor fi picași. La export, mă refer. Iar felul cum oierii noștri vor să vândă la Paști cu 50 de lei mielul, văd afișat la televizor, o să vândă câțiva. Că și la noi prea puțină lume își permite să cumpere această marfă scumpă. Nu avem putere de cumpărare. Ei vor să vândă, dar când va absorbi piața? Nu s-au întrebat. Cât producem noi, știți, în România sau dumneavoastră, din ce știți de la colegii noastre, de la alți producători, fermieri, mă rog, crescători de ovine în România? În țară sunt mai multe puncte de colectare export. Majoritatea sunt firmele arabe, da, care au firme cu teritoriul pe la noi, așa, înscrise la noi, dar sunt și români care avem și noi aceste complexe, să spunem așa, de achiziție, creștere, îngrășare și după care exportăm. La cât va ajunge prețul de Paști? Că s-a vorbit mult de 4-5, acum înțelegem că va crește și mai mult. E foarte greu să prevezi ce va fi pe piață și cum va fi. Depinde de putere de absorpție. Degeaba unul cere preț mare și dar nu se vinde că nu sunt bani. Nu e, adică depinde de cel care cumpără, nu de cel care vinde. Cât cumpără, cât își permite să cumpere. Deci se va acționa la cerere și ofertă, cum este economia de piață, nu? Bun, dar problema noastră acum este că de fapt nu mai puteți vinde nici către piața arabă, că și acolo prețurile sunt scăzute. Asta ne spuneți. Prețurile au scăzut. Da. Prețurile, de exemplu, pe piața noastră internă, cum cumpărăm noi la achiziții și umplem complexele aici în țară, de la crescătorii de animale, de la oieri, așa, prețurile noastre la oieri sunt mai scumpe decât cele de pe piața arabă. Noi ați vorbit la minister, ce vă spune Ministerul Agriculturii? Ministerul Agriculturii, doamnă, nu știu cum să vă spun, cu ani și ani în urmă, nu mai e timp, dacă îmi spuneți în 30 de secunde e perfect. Deci nu aveți niciun răspuns de la domnul Daia. Nu avem niciun răspuns, fiindcă nu miniștri fac prețul. Ceva? Ce acționează cererea și oferta și puterea de cumpărare. Subvenții primiți de la subvenții, domnule Caraman, subvenții primiți? Subvenții crescătorii de animale, numai cei care cresc animalele, care au oi matcă. Deci numai acei primesc subvenții, dar cei care îngrășăm, cumpărăm și îngrășăm animale, nu primim nimic. Și da, guvernul și ministerul trebuie să aibă grijă de noi că aducem bani de afară, plătim CASE-uri și impozite în țară. Și suntem lăsați în voia pieții. Mulțumesc, domnule Caraman. Nu mai este timp, din păcate. Ne-am lămurit, domnule Matei. Sper. Pauză de publicitate.